În punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-au prezentat pe sensul de intrare în țară doi cetățeni români, care conduceau două ansambluri rutiere formate din camion și semiremorcă. Șoferii transportau aragaze și cuptoare de bucătărie din Turcia pentru o societate din România, conform documentelor prezentate. Cu ocazia efectuării controlului, polițiștii au descoperit 2325 de articole de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unei mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile în valoare de aproape 700.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, întrucât șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență. În prezent, cei doi șoferi sunt cercetați. Și în Vama Bechet, polițiștii de frontieră au descoperit în mașina condusă de un cetățean grec care transporta diverse bunuri din Grecia pentru Germania 780 de seturi de jucării, toate inscripționate cu denumirea unei mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile descoperite, în valoare totală estimată de 273.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În prezent și față de acest șofer se efectuează cercetări.